Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. De această dată ne-am propus să discutăm despre scenariile post-electorale posibile pe care vom încerca să le identificăm împreună cu oaspeții emisiunii noastre, care sunt Roman Mihăieș, analist politic. Bună seara și bine ați venit! Și Nicolae Pascaru, președinte al Mișcării Naționale Voievod. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnule Mihăieș, vreau să încep cu dumneavoastră această emisiune prin a vă întreba. Iată, astăzi, practic, suntem în prima decadă a lunii martie. A trecut ceva timp de la alegerile parlamentare din data de 24 februarie 2019. CEC a trimis datele către Curtea Constituțională, cer scuze. Ce zice legislația? Ce urmează să se întâmple și dacă în viitorul apropiat am putea vorbi deja de noul parlament format? Bine, conform codului electoral, da, Curtea Constituțională trebuie să aștepte ca să termine toate litigiile din instanță. La acest moment eu nu cunosc câte litigii sunt în instanță. Eu știu că Partidul Socialist a anunțat 6 circumscripții în care va ataca rezultatele. Eu știu că blocul acum a atacat sau cel puțin avea intenția să atace în 2 circumscripții, anume în Transnistria. Da. Și știu că un candidat democrat a avut intenția să atace într-o circumscripție. Dar nu am confirmare la acest moment dacă s-au atacat aceste rezultate în instanță sau nu. Să presupunem că totuși, dacă nu toate, măcar unele sunt contestări. Dacă se merge după ceea ce scrie în codul electoral, Curtea Constituțională trebuie să aștepte să se termine aceste litigii. Pe de altă parte, tot în codul electoral este o prevedere care spune că Parlamentul poate fi convocat dacă sunt 2/3 din mandate validate. Adevărat. Deci, din punctul meu de vedere, Curtea Constituțională poate merge pe ambele căi. Sau se bazează pe articolul care spune că toate litigii trebuie să fie finisate și așteaptă. Dar asta e o problemă din punctul meu de vedere, pentru că termene speciale sunt prevăzute de 3 zile de atac și de 5 zile de examinare doar pentru perioada electorală. În perioada post-electorală, toate litigiile se examinează în mod obișnuit și în termeni obișnuiți. Dacă admitem faptul că într-o circunscripție se atacă rezultatele unui concurenți electorali, atunci noi avem prima instanță, Curtea de Apel și Curtea Supremă, și aici poate să lungească o lună, două, trei și mai mult un litigiu într-o circunscripție. De asta, logica îmi spune mie că Curtea Constituțională ar putea să meargă pe a doilea scenariu, ce anume să valideze mandatele la toți deputații care sunt posibil de validat, în afară de cele circunscripții care nu sunt, care sunt în litigiu, da, și dacă ele constituie mai mult de 2/3, să valideze aceste mandate și Parlamentul să poată să fie convocat de președintele Republicii Moldova, așa cum prevede aceeași Constituție, în termen de o lună de zile, de momentul validării. Asta ar însemna că noi, prima ședință a Parlamentului, în condițiile în care Curtea va valida mandatele, am putea să o avem teoretic la o lună de la momentul când CEC-ul a prezentat documentele spre Curte. Asta s-a întâmplat duminică, data de 3, da? Da, după ședința CEC-ului. După ședința CEC-ului avem o lună de zile. Asta ar însemna de la 3 martie la 3 aprilie. În această perioadă ar fi, din punctul meu de vedere, posibil ca președintele Republicii Moldova să întrunească, să dea un decret de convocare a primei ședințe a Parlamentului în ceea ce privește validarea alegerilor, din punctul meu de vedere, pe scurt. Da. Eu am văzut că misiunea OSCE a spus că alegerile au fost parțial libere și corecte, chiar dacă sunt și multe încălcări mai mărunte așa. Deci eu nu aș vedea probleme de validare a alegerilor din punct de vedere juridic de către curte cu o singură virgulă. Posibil că mandatele cele două din Transnistria, două, să fie sub semnul întrebării, dar ca să fie invalidate alegerile fixe în acele două circunscripții, Curtea are dreptul să o facă conform legii, însă trebuie să fie prezentate probe foarte și foarte puternice, veridice, că în aceste două circunscripții în care blocul acum și Partidul Socialiștilor declară că au fost probleme, să fie probate încălcări în masă care să permite Curții Constituționale să invalideze alegerile. Deocamdată, eu n-am văzut probe că au fost corupții alegătorii în masă acolo, sau am văzut niște reportaje în presă, doar atât. Da. Ceea ce nu este suficient ca să declar alegerile nevalabile. Domnul Pascaru,
Asistăm la liniștea dinaintea furtunii? De ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că deputatul democrat Sârbu a depus o sesizare către Curtea Constituțională prin care cere examinarea posibilității de acordare a guvernului în exerciție atribuții suplimentare în cazul unei crize politice. Cum trebuie să vedem această intenție a lor? Sunt conștienți că există anumite dificultăți la ceea ce se numește formarea viitorului guvern? Nu. Dacă așa să luăm la general compania electorală care s-a trecut, a fost probabil cea mai complicată companie din istoria Republicii Moldova, o companie, la viziunea mea, sub presiuni enorme, cu folosirea resurselor administrative enorm. Și în mare parte noi vedem, chiar având în vedere partidul la guvernare, a folosit toate mecanismele care era posibil și imposibil, inclusiv schimbarea celui cod electoral, care chiar ultima zi era ziua liniștii, dar noi vedem, sau ziua tăcerii, noi vedem chiar și în ziua aceea s-au folosit diferite jocuri de astea, murdare politice pe la diferite, pe la diferite centre astea de votare. În viziunea mea nu s-a trecut cinstit acestea companii electorale. În mare parte s-a așteptat ca Partidul Socialiștilor să aibă mai multe voturi și să vede că de fapt, de la Partidul Socialist s-a furat aceste voturi, pentru că erau pe unele circumscripții, unii mergeau candidatul de la Partidul Democrat și Socialist, practic erau aproape, chiar să luăm Cimișlie, unde domnul Diacu cu domnul Pușcari, și erau și peste noapte, noi vedem că sunt alte rezultate. De fapt, au fost cea mai necinstită companie electorală. Mai departe, noi vedem că... Domn Pascaru, dar există premise să credem că nu vor fi validate în anumite circumscripții, așa cum făcea referire și domnul Mihăiești? Poate să fie, de atâtea că, știți, scenarii sunt vreo 8 scenarii, dacă așa să le numărăm, dar schimbări puține poate să fie schimbări, decât de la vreo 2 scenarii putem să avem schimbări. Adică, dacă se va fi o coaliție dintre partidul sau dintre acum și Partidul Socialist, poate să fie o schimbare mare, dar noi vedem că partidul sau blocul acesta acum este categoric împotrivă ca să fac coaliție cu socialiștii și socialiștii sunt într-o dilemnă. Mai departe, de fapt, cum v-am spus, scenarii sunt foarte multe. Dar eu cred că guvernarea s-a pregătit de toate scenarii, având în vedere că domnul Sârbu, de acum își face drum către Curtea Constituțională pentru o eventuală altă situație, de acum eu cred că se gândesc cum să iasă dintre aceste situații, pentru că de fapt politica este o joacă ca în șahmate, o joacă de șah, unde sunt prevăzute pasuri înainte. Ar avea de câștigat cetățenii noștri din urma acestui joc de șah? Eu cred că, având în vedere rezultatele de la ultimele alegeri, cred că nu. Pentru că într-o țară civilizată unde practic dispare un miliard, autorii acestui joc nimeresc chiar la guvernare. Într-o țară civilizată erau sancționați. Cei care au trecut pe listele, fie în circumscripție, fie pe listele de partid și au acces în Parlament, credeți că vor fi corupți? Pentru că astăzi membrii Partidului Socialiștilor au ieșit într-un briefing de presă și au făcut public până la urmă o declarație pe care au semnat toți cei 35 de viitori deputați, pentru că încă nu sunt cu acte în regulă. Credeți că asta s-a făcut oarecum a preveni ceea ce se numește corupția și cumpărarea propriu-zisă a deputaților în Parlament? Noi să încercăm să vedem pe viitor câțiva pași înainte. Da. Noi trebuie să vedem prezentul nostru și trecutul nostru. Având în vedere de la ultimul parlament unde cu grămadă au trecut într-o coaliție sau au ieșit dintr-un partid, făcea aceea migrație politică, pe viitor putem să ne așteptăm și la așa un scenariu. Adică de acum poate să fie cineva din diferite partide, așa cum a spus Serghei Mocanu, sunt de așteptat de la acum să iasă cineva din deputat să treacă, pentru că ce înseamnă? Știți cum a spus într-un film de este western american? Întotdeauna statul are câte un cartuș
în pistol mai mult ca toți din toată această joacă. Și de fapt cei care sunt la guvernare, ei așau procuratură, așau toate organele astea de forță și ei poate să încerce prin presiune, prin șantaj, prin a corupe pe cineva din deputați care au trecut. Adică este posibil și așa un scenariu, dar ar fi bine totuși ca să înțeleagă partidele. Cu toate că este un orgoliu mare la toate partidele, inclusiv la Blocul Acum, Năstas, Sandu, socialiștii și-au un program aparte care vor să vină la guvernare, dar mai departe este această frică de a se lega cu Partidul Democrat, pentru că, cum am spus, în istoria arată cazuri diferite. Domnul Mihaiș, cum descifrăm acțiunea celor de la PD? Bine, PD-ul a făcut o invitație celor de la Acum să inițieze discuții privind o eventuală coaliție. Ei s-au arătat a fi destul de reticenți? Cei din Acum au refuzat. Și Maia Sandu și Andrei Năstase s-au pronunțat în acest fel, dar eu cred că mai este loc de dialog în acest format, pentru că, din punctul meu de vedere, în negocierile reale se vor începe după valendarea mandatelor. Este și firesc, pentru că și cei din Acum, și socialiștii, și cei din PD, sunt în așteptarea deciziei Curții Constituționale. Pentru ca să poți negocia în mod real, trebuie să știi câte mandate ai, să știi câte fracțiuni se formează. Din punctul meu de vedere, negocierile reale se vor începe după prima ședință a Parlamentului. Și vă spun de ce. Pentru că în prima ședință a Parlamentului se formează fracțiuni parlamentare. Vom vedea câte fracțiuni parlamentare vom vedea. Vom avea, pentru că eu presupun că din Blocul Acum vom avea minimum două fracțiuni parlamentare, dar poate chiar și trei. Ținând cont de componență, da? Pentru că în Blocul Acum noi avem trei sau patru componente care au format blocul. Avem PAS-ul, Mai Sandu, avem PPDA-ul lui Andrei Năstase și a Țopilor, dar avem și un grup impunător de circa, sau îmi pare că sunt 8 deputați independenți acolo. Este Oazion Antoi, este Octavian Țicu, este Munteanu, astea sunt niște personaje destul de interesante, care, din punctul meu de vedere, la un moment dat poate să face un joc propriu, independența de acum și acolo, și, repet, ei nu sunt puțini, este tocmai 8. Da. Și în aceste condiții, s-ar putea întâmpla ca o componentă din cadrul blocului Acum să meargă la negocieri cu PD-ul, două să nu meargă, sau ceva de genul ăsta, e de vreme să spunem, pentru că astăzi s-a întâmplat o chestie interesantă. La conferința de presă anunțată de blocul Acum, Maia Sandu nu s-a prezentat. Trebuie să citim printre rând. Este un indicator, chiar dacă și nu a fost motivat. Absolut. Eu n-am văzut o motivație de ce ea n-a fost prezentă. Da, au fost prezenți deputați aleși de pe lista PAS-ului, dar însăși faptul că Maia Sandu nu a fost prezentă și nu s-a oferit niciun fel de motivație, este o chestie care trebuie analizată. Sesizarea la Curtea Constituțională revestește criza politică? Din punctul meu de vedere, cei din blocul Acum au ales tactica de a provoca alegeri anticipate. Ei au invocat astăzi că sunt alegerile fraudate, vor prezenta Curții Constituționale un document în acest sens. Deci, cei oligarhii care stau în spatele blocului Acum, și în special Filat, Platon, Țopa, mizează pe alegeri anticipate sau pe o înțelegere tacită între socialiști și între blocul Acum, cum spuneau ei la televiziunile lor și Natalia Moraș și Grigor și Tulbure și alții, ca împreună socialiștii cu blocul Acum să dea jos toți funcționarii puși de PD, să schimbe codul electoral, să modifice astfel cât să fie votul iarăși pe listă și să provoace anticipate. Cam asta este filozofia Platon, Țopa, Filat, pe care o promovează Maia Sandu și Năstase. Ceilalți actori politici bănuiesc nu vor susține acest scenariu. De altă parte este PD-ul și socialiștii. PD-ul nu vrea alegeri anticipate, PD-ul vrea continuitatea programului de guvernare, cel de acord să negocieze sau cu blocul Acum, sau cu o componentă a blocului Acum, sau chiar și cu socialiștii, o alianță în care ei să-și poată implementa cea mai mare parte din programul lor electoral. Chiar dacă deocamdată nu a venit invitația pentru socialiști, eu cred că ea nu a venit din cauza că socialiștii nu au vrut să o primească. Socialiștii au spus foarte clar, inclusiv astăzi, noi nu negociem cu nimeni până când nu ne vedem cu merele în car. Asta înseamnă cu mandatele validate. Da. Și eu, socialiștii, înțeleg. Da, ei vor să vadă câte mandate au,
vor să iasă la negocieri cu documentul în buzunar. Atunci va depinde foarte mult de evoluția negocierilor și pe față care sunt și care se dau în secret și întotdeauna negocierile au și palierul secret și palierul oficial. Dar eu cred că trebuie evitate alegerile anticipate. Ele nu o să ducă cu nimic bun în Republica Moldova, în afară de criză socială și politică. Dar nu e exclus acest scenariu. În cazul când socialiștii și blocul acum vor avea o înțelegere tacită sau deschisă să blocheze orice fel de guvern, atunci sigur că nu putem să excludem nici scenariul alegerilor anticipate. Dar din punctul meu de vedere, dacă vorbim de socialiști, puțin așa ca să ating și interesul lor, lor nu le convine alegerile anticipate. Și vă spun de ce. Socialiștii au obținut rezultat destul de bun în condițiile în care au fost concurenți electorali care chiar și le-au furat din voturi, da? Da. USAT-ul la 3%, comuniștii 4%, și-au luat 9%. Socialiștii riscă foarte mult. Dacă ei merg în alegerile anticipate, din punctul meu de vedere, este rezultat mai mic decât ăsta. Și vă spun de ce. S-ar putea întâmpla ca comuniștii și USAT-ul să țină cont de lecția respectivă, să mobilizeze altfel electoratul. Și atunci, socialiștilor le-ar conveni, din punctul meu de vedere, să negocieze cu PD-ul o alianță. Depinde. Poate să fie una formală, informală, tehnică, numiți-o cum doriți. Pentru că PD-ul și socialiștii, cu condiția, dacă lăsăm deoparte jocul geopolitic și interesele Moscovei și interesele altor jucători aici, ar putea să aibă un guvern în jurul problemelor reale ale țării, problemele economice, sociale, sau toți socialiștii, sau o parte de socialiști, pentru că și acolo am înțeles că sunt diferite opinii în cadrul socialiștilor. Chiar dacă astăzi s-a anunțat că au semnat, dar acea semnătură, să zicem așa, este una simbolică. Da. Domn Pascaru, domnul președinte Dodon spunea că este dispus să dizolve Parlamentul atunci când se poate întâmpla să asistăm la, la o criză politică. Poate să fie o criză cui politică. Cui este comod, ca să continuăm gândul pe care îl enunța domnul Mihăieș? Anticipatele, cui sunt comode? Anticipatele? Eu n-aș fi de acord cu colegul meu, cu domnul Mihăieș. De ce? Anticipatele pot să le fie îndemână și socialiștilor. Pentru că, uitați-vă, oamenii care au votat partidul nostru, care au votat partidul comunist, care au votat șor, adică poate să-și mai schimbe, să vadă ratingul acestor partide și mai departe să meargă în alegeri să voteze Partidul Socialist. Ar fi foarte greu în anticipate să ridicăm la vot atâția oameni care vor vota, pentru că din păcate noi am văzut practic la vot am ieșit cu mulți mai puțini cum au fost la prezidențiale și aceasta este o problemă, pentru că oamenii de acum sunt disperați de politica moldovenească, de ceea ce se întâmplă și de fapt noi ajungem la un moment când oamenii de fapt sunt obosiți de aceste jocuri, pentru că când te duci și încerci să faci, să dai acel vot pentru partidele care vor veni la guvernare și, de exemplu, prima dată eșec, a doilea oară eșec, a treilea oară eșec, a patra oară iar au trimis pe cineva din Polceni, noi vedem că nu se hotăresc aceste probleme sociale, având în vedere nici pensii, nici leafă, și de fapt ar fi o problemă. Dar o problemă ar fi pentru partidul care va veni la guvernare sau coaliția care va veni la guvernare, pentru că acum noi vedem bugetul statului este în situație mai puțin plăcută. Deci, noi vedem că partenerii și VAMA au raportat venituri sporite în prima perioadă. Dar noi vedem că în mare parte acelea ajutoare financiare din partea europenilor, de fapt fondurile sunt închise. Nu s-a de mare. Acolo e vorba de 100 milioane de euro care nu joacă un rol strategic. Totuși, eu cred că primii fondul monetar, apropo, lucrează cu Moldova. E vorba numai de 100 de milioane de euro care au fost europene, care au fost, apropo, nu anulate, dar au fost suspendate. Totuși, cât de optimiști nu am fi, dar când în țară nu este stabilitate, când țara este așa într-o situație de tranziție sau dintr-o o criză politică, totuși organizații internaționale mai specific se uită la situația asta și nu se implică tare în diferite ajutoare. Este și această situație, acest procentaj, poate nu atât de mare, de alegeri anticipate. Dar în alegeri anticipate mai este un pericol, pentru că este mobilizat, de exemplu, toate aceste administrația publică locală sau resursele administrative democraților.
Și de fapt aici democrație, această întindere sau acest război continuu poate să-i fie tot de folos în perspectivă. Vom vedea. Eu totuși cred că există un raționament în politică sau în gândirea această politică a oamenilor care conduc țara și vor alege o situație mai... Se vor merge la niște înțelegeri. Cu toate că eu văd este o situație foarte complicată, foarte grea, foarte dificilă, pentru că programul partidilor sunt în mare parte diferite. De exemplu, blocul acum cu Partidul Comunist, cu Partidul Socialiștilor, vedem că acum vrea să meargă în NATO, socialiștii vor neutralitate. De acum sunt, de exemplu, niște priorități așa destul de contradictorii. Acum, minimum 10% din electorat este unionist și câțiva niște au și pe listă acolo. Acum, eu nu ne chem cum socialiști să le explice electoratul lor, care e cu mare greu luat la comuniști, că fac alianță cu un bloc în care sunt minimum 5 unioniști. Dar vedem și electoratul. Da. Mulți cer, de exemplu, această alianță cu acum, pentru temporală, ca să fie. Cu toate că socialiștii rațional se uită și la situația asta și clar că se vor mai gândi. Dar să nu uităm că alianța 1, alianța 2, 3, și anume acestea partide al lui Maia Sandu, au lucrat cu Partidul Democrat, nu o guvernare. Adică împreună au distrus țara ultimii 9 ani de zile. Și în perspectivă noi putem să vedem că Occidentul poate să influențeze asupra acestor partide din bloc ca să meargă mai departe cu Partidul Democrat. Și noi vedeam, aceasta ar fi finalul acestei țări. Va merge degradarea și mai tare. Eu cred că socialiștii trebuie să înțeleagă o chestie. Iau o șansă unicală, socialiștii, și sper că o să mă audă și domnul Dodon și doamna Greceanu, să facă o guvernare împreună cu PD-ul, de exemplu, în care să-și implementeze programul social, nu cel geopolitic. Asta e clar că bună ziua, că fiecare partid trebuie să cedeze ceva când negociază. PD-ul a spus că și astăzi domnul Plahotniuc a avut un interviu în presă. PD-ul nu pune geopolitica pe primul plan. PD-ul pune problemele, interesele cetățenilor, sociale, în primul rând, și economice. Dar socialiștii o să înțeleagă chestia asta, că e cazul să se aplece spre probleme sociale și economice, pot împreună cu PD-ul să facă un guvern, ca să zic eu așa, competent, poate să fie un guvern tehnocrat susținut de două partide. Da. Ca să nu riște nici unii, nici alții prea mult, să zicem așa, cu reputația, da? Mm-hmm. Pentru că aici este o virgulă importantă. Dacă socialiștii ați joace rolul fetei de 70 ani care ea nu se sărută cu băieții când mama nu dă voie, adică Putin nu dă voie, ea o să împingă PD-ul și blocul acum într-o coaliție formală, informală, oricum nu o să aibă ăștia încotro și se vor înțelege într-un final. Aici domnul, colegul său are dreptate, pentru că Occidentul poate să facă presiuni. Deci socialiștii nu trebuie să joace rolul fetei la care mama nu-i dă voie. Asta e foarte important. Da. Vreau să rămân pe ceea ce declarați dumneavoastră. Da. Liderul PD spunea că dacă se vor ajunge la alegeri anticipate, până la urmă vor fi vinovate cele trei partide care au acces în Parlament. Uitați-vă, alegeri anticipate o să îngroape Partidul Socialist. Și vă dau două, trei argumente. Blocul acum are, oricum, un electorat stabil de unionist și pro-european. Acolo e plus, minus, o să iei 20-25%, nu o să fie mare diferență. Da. Partidul Democrat, cum spune domnul Pascaru, are deocamdată și resurse administrative și care pot să-i mențină același rezultat sau plus minus acolo, 2-3%. Partidul Socialist are o problemă foarte mare, pentru că el este în scădere continuă din 2017, dacă ne uităm pe sondajele, toate sondajele. El coboară de la 49%, a coborât la 31%. Asta este realitatea. Domn Pascaru. Că suntem în gândul. Și domnul Pascaru spune că electoratul comuniștilor sau USAT ar putea să migreze. Nu este adevărat. Problema socialiștilor este că ei nu au confirmat nici susținerea lui Putin, nici proiectele care s-au anunțat cu Rusia. Deci se țin doar pe niște promisiuni viitoare de colaborare, care e foarte slab terenul electoral, care sunt două componente mari a socialiștilor în electorat. Rusofonii, cei vorbitori de limbă rusă, care sunt proruși, și moldovenii stataliști. Cu Biserica Ortodoxă. Sunt două elemente care ele studiate sociologic, eu le-am văzut toate studiile. Acum, din astea două elemente, din ambele elemente poate să plece o mare parte sau spre USAT-i, sau spre Voronin, sau spre Sfășor. Raportat la ceea ce spuneați dumneavoastră cu sondajele. În campanie electorală au fost... Vă spun ceva acum care n-ați mai auzit.
presiunile pe societatea să fie foarte mari. Și ei nu o să reziste. Da, eu vreau să revin la sondajele de opinie care au fost făcute publice în această campanie. Unele le plasau deci socialiștii vor fi perdanții numărul 1 a unor eventuale alegeri anticipate cu riscul de a lua un rezultat extrem de mic. Da. Haideți, îmi spun și eu ipoteza mea. Partidul Socialist este unicul care nu a fost la guvernare. Da. În mare parte, karma acestui partid este curat. Cu toate că ar spune că acolo liderul partidului a fost în minister, astea sunt niște lucruri care acolo cu banca de din, economie, 2009, cu din 2009 nu au fost practic la guvernare socialiști. În mare parte, socialiștii au un program foarte bine definit ca să meargă în alegeri. Chiar că dacă acum mergem sau socialiștii merg în alegeri anticipate, eu cred că oamenii vor aprecia acest gest. Și în mare parte, da, acel contingent, acestor partide satelite care au mers împotriva socialiștilor, oamenii se vor mai gândi și acei comuniști îi văd că votul n-au cui să-l dă, pentru că noi am văzut procentul mic, nu a trecut acest partid în Parlament. Și mulți vor face situația cum au fost la Bălți. Mulți va trece anume în tabra socialistă. Și eu cred că acesta este un exercițiu foarte realist. Pentru că elementar, acei comuniști sunt foarte aproape de programa socialistă, de proiectele socialiștilor. Eu văd partidul nostru, în mare parte, acel electorat care sunt din partea partidului nostru, foarte ușor poate să treacă în tabra socialistă și nici de cum în tabra blocului acum sau Partidul Democrat. Partidul Democrat își ține o influență în teritoriu. Da, este, dar să nu uităm că electoratul acestui partid, el tot obosește. Obosește de promisiuni. Acelea ce s-a promis la Partidul Democrat înainte de anul nou, 600 de lei, acestea sunt niște, știți așa, niște jocuri care mai tare enervează oamenii de la țară sau pensionare. Pentru că oamenii se gândesc, oameni buni, dar unde ați fost voi când din țara aceasta s-a furat 1 miliard și de ce voi banii ăștia nu-i întoarceți în bugetul de stat și nu-i folosiți în pensii, să ridicați salarii și așa mai departe. Adică în spatele democraților este această, știți, această karmă care ne reușită. Pentru că uitați-vă, practic în această aventură, furta secolului, au participat și echipa Partidului Ușor, care au fost implicați în alegeri. Și oamenii ei se gândesc logic la această situație. Băi, asta e. Și Cate Șor în politica moldovenească. Înseamnă că el este un satelit a Partidului Democrat ca să iei alegătorii Partidului Socialist și în Parlament să facă o coaliție cu democrația. Și noi am văzut că, de fapt, Șor este gata să facă alianță cu democrația. Cu atât mai mult că Șor este șantajabil în acel dosar penal și în orice moment poate să plece nu în Parlament. Eu vă spun, dar tot un alt pas. Și de fapt, mai murdară ca politica moldovenească nu a fost niciodată acum care om care real vede situația politică la noi în Republica Moldova. Așa e de murdară această politică pentru că au venit în Parlament sau s-au pornit înspre Parlament partidele care nu au nici aproape cu interesul național, nu au nici aproape cu dezvoltarea acestui stat sau să facă viața oamenilor mai bune. Da. Eu cred că acesta este o luptă de interese, este o luptă pentru oligarhia moldovenească și mai departe să fie iarăși război ăsta politic. Retorica politică ne putem să folosim să argumentăm emoțional cu lozinci, dar aici lozincile nu joacă. Sunt niște realități, sunt câțiva indicatori care dau rezultatul unui partid. Leafa, de exemplu, Partidul Democrat. Au făcut drumurile care, de fapt, din drumuri bune, acum sunt drumuri rele. Partidul, vă spun o chestie și ți-a o să arăt dacă am eu să nu dreptate. În condițiile de anticipate, Partidul Socialiștilor va ajunge foarte prost la finalul alegerilor. Posibil că o să ajungă sub pragul electoral. Asta este, eu vă spun asta. De ce? Care ar fi argumentul? Vă spun de ce, pentru că am dat câteva, să zic așa, idei. Pentru că Partidul Socialiștilor are niște adversari care, chiar dacă domnul Pascaru îi crede că ei acum au căzut sub prag și nu mai există, ei există. Și o să facă lecția respectivă. Voronin are capacități de a mobiliza electoratul său și usatei, dar nu o să vorbesc acum în detalii. Credeți în revigorarea partidelor pe stânga? Eu să spun altfel. Pentru Partidul Socialiștilor, alegerea anticipată o să fie catastrofă. O catastrofă foarte mare. Da. S-ar putea întâmpla, repet,
ca să nu ajungă în viitorul Parlament. Asta deja las să fac concluzii. Da. Domnul Mihăieș, vreau să... 30, da. Câte mandate au fost legislativul trecut la socialiști? Cum mult mai puține? Câte mandate? 18? A fost 25 de mandate. 25. Acum avem 50... Socialiștii au 35 mandate. Uitați-vă creșterea. 35. Dacă ați meargă anticipate, socialiștii au să aibă mai multe mandate. Și concurenții electorali au atestat anumite încălcări ale socialiștilor, dar ei n-au fost penalizați cu scoaterea din curs. Nu au fost încălcări. Dar și altor partide, nu au fost așa încălcări cum a încălcat Partidul Democrat. Partidul Democrat nu a avut nicio lege între această electorală. Eu cunosc situația din teritoriu. A lucrat tot administrația, consiliul raionale, tot... primari, consilieri locali, toți au lucrat pentru alegeri. Permisive, să fiecare așa, mai mare mobilizare, nu a avut nici un guvern să-și mobilizeze. Dar, repet, socialiștii, din punctul meu de vedere, au rezultat bun. Au 35 de mandate. Ei pot, într-o eventuală coaliție, bilaterală, cu PD-ul, de exemplu, să dicteze foarte multe chestii. Iată, ați ajuns în Albia, care chiar vroiam să vă întreb. Domnul Mihăieș, haideți să privim și prin prisma științelor politice, dar și prin prisma realității, duală această întrebare. Logic, cine ar fi trebuit să întindă mânușa la capitolul comunicare? Partidul care a acumulat cele mai multe mandate de deputat? În cazul dat, răspunsul meu va fi următorul. Dintre partidele pro-europene, PD-ul a luat mai multe mandate decât blocul acum și a avut dreptul moral să le facă lor o ofertă de coaliție. Acum, fiți atenți. Da. Socialiștii sunt partid pro-rus. Nu, asta... nu este. S-a ce înseamnă? Partid pro-rus. Partid... Dacă Plăhotniuc s-a dus 10 ori în America, el e partid pro-SUA. Noi vorbim așa. Domnul președinte, ca lider de partid, el a fost în Uniunea Europeană, s-a întâlnit cu Trump, s-a întâlnit cu Merkel, s-a întâlnit cu Macron. Dumneavoastră sunteți contrazis. Nu trebuie. Dumneavoastră, uitați, aruncați, dumneavoastră într-o extremă, aruncați. Partidul Socialist este un partid pro-Moldova. Pro-interesul național. Eu cred că într-o alianță... Eu am citit programul electoral a Partidului Socialist. Scrie clar, anularea acordului de asociere și intrarea în Evrazes, da? Așa scrie acolo. Nu, pro-Uniunea Vamală, dar nu pro-Rus. Pro-Rus asta e ce să... Haideți să fim corecți. Noi acum nu facem afirmații ca să jignim Partidul Socialiștilor, nu? Ne vorbim obiectiv acum. Sunt partide pro-europene, pro-românești, că apropo, partide pro-românești sau unioniste n-au trecut în Parlament. PLEU sau altele, da? Noi avem un partid care optează pentru relații speciale cu Federația Rusă. Este Partidul Socialiștilor. De asta și-a fost votat. Parteneriat strategic este un... De asta și-a fost votat de electoratul ăsta, apropo. Că este pro-rus. Așa se spune lui. Parteneriat strategic. Că doar nu-i pro-ucrainean, mă înțelegeți? În mare parte, Partidul Socialist consolidează societatea moldovenească și găgăuzii, okay. Și nordul. Fiecare... Anume în proiectele astea pro-statale, pro-Moldova. Da, să avem fiecare opinia lui și să nu ne... Da, vă rog, haideți să... Pe altul, dar nu o să ne convingem, corect sau nu? Eu spun opinia mea, da, vă rog, chiar vă rog. Deja oamenii care ne privesc la asta ne apreciez ei, care avem dreptate sau nu. Eu doar nu vreau să vă conving că nu aveți dreptate. Deci eu consider așa că, deoarece Partidul Socialiștilor este partid, hai zic, pro-rus, pentru o relație specială cu Rusia, normal că PD-ul nu putea să-i facă Partidul Socialiștilor o ofertă primară de alianță. Și nici invers. Da, dar pornind de la rezințele pro-Moldova de anul trecut, de statalitate și au anunțat... Deci, Partidul Democrat a dacă anunțat... privim și prin prisma doctrinii, nu vă spărați, domnul Mihăieș, ar exista doctrina Partidul social-democrată? Care... Sigur, nu. Da. Ascultați, să spun până la urmă. Partidul Democrat implementează un acord de asociere cu Uniunea Europeană. Este partidul care pe acest acord a muncit, l-a obținut, inclusiv și... liber de vizie și acord de liber schimb și așa mai departe. Deci fiecare partid are o identitate. Identitatea Partidului Democrat este partid pro-Moldova, pro-european, dar nu este pro-NATO, este pe neutralitate. Adică are cu socialiștii comun că ei sunt pentru neutralitate. Da? Mai departe, ei au făcut o ofertă naturală blocului acum, care tot e pentru acordul de asociere. Tot e pentru că noi înțelegem că Uniunea Europeană e un proces lung, poate și de 10 ani, de 20 de ani, poate să fie chiar și de mai mult timp, dar ambele partide merg în aceeași direcție, chiar dacă au divergențe între dânsii pe plan personal și unii se acuză pe alții de anumite momente. Însă, dacă nu o să fie posibilă această alianță, Partidul Democrat, cum ați spus și dumneavoastră, are neutralitatea, care poate să-i pună la aceeași masă cu socialiștii, are pro-Moldova,
are doctrina social-democrată, care e aproape de cea socialistă. Deci sunt câteva puncte care pot, cum am spus la începutul emisiunii, care pot pune la masă pe socialiști și pe democrați să negocieze o alianță socială și nu geopolitică. Asta e foarte important de înțeles, că este de lăsat toată geopolitica într-o parte. Socialiștii trebuie să uite de Evrazes. Să arunce la coșul de gunoi ideea lor cu Evrazes, să se cu democrații să discute cum mărim pensiile, cum mărim salariile, cum facem viața oamenilor mai bună. Iată, asta trebuie să fie în baza unei eventuale discuții viitoare. Da. Între socialiști și democrați. Domnul Pascaru, ziua noastră. Aceasta, da, este un exercițiu în mare parte, dar eu cred că el este realist, dar este foarte complicat. Este foarte complicat pentru că această structură care a guvernat țara atâția ani de zile, așa cum am spus, și are o istorie nu atât de plăcută în fața cetățenilor noștri. Cu toate că, da, au votat în mare parte acest partid de guvernare, dar nu sunt lucruri care mai departe poate să facă acest drum, da, parcurs care pe viitor poate să fie, să-l facă frumos pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru că eu nu am văzut din partea Partidului Democrat măcar o utopie frumoasă în care parte merge Moldova. Eu nu am auzit un rezultat la celor investigații privitor furtul miliardului. Noi nu cunoaștem până acum. Filat e condamnat, Platon e condamnat. Da, dar Filat este condamnat. Dar nu avem dosare pe om. Nu mă întrerupeți. Nu, v-am dat doar câteva indicatori. Dar Filat este condamnat nu pe furtul miliardului, dar pe fapt e conex cu furtul miliardului. Dar banii unde sunt? Banii unde? Acolo sunt foarte mulți bani. Sunt confiscați, sunt 40 milioane de dolari. Ia că asta ar fi un indice, mai departe. Mai departe, eu ne închipui acest exercițiu. Da, să fie o programă pro-statală, pro-Republica Moldova, să gândească acestea partide cum să ridice, dar la real, să spui, că, de exemplu, peste 3 luni se va ridica pensiile cu 10%, peste jumătate de an cu 50% și așa mai departe. Pentru că exercițiul este unul real și ar fi bine că, cum am spus, cât mai mulți bani au cetățenii noștri, cu atât mai mult ei vor plăti impozite, vor plăti acelea taxe, acelea servicii comunale și așa mai departe. Și între asta își constă bogățiile țării. Și nu vor pleca lumea noastră după hotare. Pentru că noi degrabă nu vom avea muncitori calificați în diferite domenii, pentru că lumea într-adevăr fug. Domnul Pascaru, eu revin la ceea ce l-am întrebat de domnul Mihăieș. Cine trebuia să inițieze dialogul cu privire la... Guvernarea. Oamenii care sunt acum la guvernare, ei trebuie să vie cu un program sau cu un pachet de o coaliție de parteneriat pentru fiecare partid care acum au trecut. Eu înțeleg, pentru partidul ușor, acolo este un dosar penal, care acolo nu trebuie tare multe argumente. Dar pentru partidul sau pentru partidele din blocul acum, trebuie să fie un pachet. E că noi ne vedem, de exemplu, perspectiva alianță într-așa determin. Pentru că politica e politică, dar numai decât trebuie să fie aceste coaliții. Sau cu Partidul Socialist. E că noi vedem așa, de exemplu, cu lucrarea noastră să meargă niște negocieri anume pe acestea priviri. Ca să nu fie cum a fost odată, să fie distrus acest partid de interior și să înceapă să cumpere deputați unul la altul. Pentru că societatea moldovenească nu va mai răbda pe viitor toate acestea situații. Ar fi bine ca să negocieze, fi bine ca să fie transparent, ca lumea să cunoască, de exemplu, ce vrea Partidul Democrat, de exemplu, cum vede țara pe următorii 4 ani, cum vede Partidul Socialist, cum vede. Ar fi bine ca clasa politică, ei toți să se consolideze la aceste proiecte de țară, ca țara să fie mai... Modul ideal, da. Mai, asta ar fi ideal în politică, dar noi înțelegem că sunt ambiții. Și a doua, politicul este așa construit probabil, ca să împartă societatea. Și din păcate noi vedem, după aceste alegeri, sunt familii care nu mai vorbesc între ei. Da. Eu știu cazuri când se duc eu la alegeri bărbatul și cu soția și când soția i-a spus că să voteze pentru alt partid, bărbatul îi spune, du-te pe jos. Adică cazuri. Da. Sunt cazuri, cazuri. Da, cazuri. Iată, dacă ar fi așa să facem o alunecare în matematică, avem trei termeni în această ecuație. Credeți că termenul constant rămâne a fi Partidul Democrat sau Partidul Socialiștilor? Uitați-vă care e problema. La capitolul formarea viitorului guvern. Din punctul meu de vedere, nu se va putea face nicio alianță solidă de guvernare fără Partidul Democrat. Ori pe dreapta, ori pe stânga. Va fi sau... el rămâne a fi cel mai flexibil. De ce? Partidul așa? Democrat are câteva avantaje.
care îl plasează în poziția de a propune alianțe și acumului, și dacă acum refuză, și socialiștilor. O alianță între acum și socialiști nu poate fi, nu poate avea loc de mai multe motive, dar chiar dacă se vor încerca o alianță, să zicem așa cum spune Natalia Morar și cu Grigor, de conjunctură, ea, dacă aceste partide vor ajunge la anticipate, ele vor pierde foarte mult ambele din electorat. În primul rând, blocul acum va pierde uniuniștii, care își vor mușca mâinile și mult vor avea infarct de la așa o alianță. Normal, atunci este într-o monofobi și antiromâni și aici cei care băsesc îndemnați votează cu blocul acum și nu sunt puțini, sunt minim 6% acolo. Nu vor aprecia gestul ăsta? Vor fi taxați? Vor fi taxați și anticipate, pentru că socialiștii nu vor putea să facă o alianță de 4 ani cu blocul acum. Maximul ce vor putea să facă eventual o alianță pe 2-3 luni ca să facă anticipate pe liste și să încerce să slăbească pozițiile Partidului Democrat. Dar, repet, asta ar slăbi blocul acum, care ar pierde minimum 6-7%, dar pe de altă parte, socialiștii ar pierde în favoarea comuniștilor și a lui Usatăi minimum 10-15%. Deci vorbesc că o alianță a socialiștilor cu blocul acum este catastrofală pentru socialiști. Ei pierd mai mult decât blocul acum, într-așa o alianță. Pentru că electoratul lor este antiromânesc, este antioccidental, de 2-3 minimum. Da, dar cum se conturează acest peisaj în condițiile astea? Eu am fost la Băt vreo două ori și mai n-am mâncat bătaie pentru faptul că am spus că vorbesc românește. Eu știu ce vorbesc. Electoratul socialiștilor este dur. Are nucleu dur de minimum 2-3% antiromânesc. Ei nu acceptă că limba e română, ca să nu mai vorbim deja de integrare europeană. Eu cred că electoratul... Două secunde ca să termin ideea. Da, da. Astfel încât și socialiștii, și acum, dar mai ales socialiștii dintr-o alianță, așa să zicem, n-ar avea de câștigat nimic în afară de cât să se răzbune pe deși, pe Vlad Plahotniuc, dar asta ar fi o răzbunare de scurtă durată, care le-ar face probleme foarte mari la ambii, electorale la anticipate, dacă îi vor anticipate să obțină ambii, și nu i-ar dori nimănui să fie dușman cu Vlad Plahotniuc, aș mai spune și chestia asta. Pentru că socialiștii au ajuns la linia roșie, pe ura cu PD-ul și ei n-au depășit-o în linii mari. Dacă fac o alianță asociativă cu acumul, îi trec linia roșie. Și atunci o să dezlege mâinile PD-ului să se răzbune pentru... Și eu nu le-aș dori. Dar nu credeți că în această luptă se alătură și acum, care au zis că vor să-l vadă Plahotniuc la pușcărie, acum, vor să se... Stați puțin. Da. Eu am spus din perspectiva unor alegeri anticipate. Da. Și repet, blocul acum cu socialiștii nu pot să facă o alianță formală. Îi se nucigașă pentru ambele părți. Ei pot să facă maximal o alianță, zicem, de 2-3 luni de răzbunare împotriva lui Plahotniuc și a PD-ul. Dar răzbunarea asta se întoarce ca un bumerang peste 3 luni zile la alegerile anticipate, în care vă spun, socialiștii o să pierdă minimum jumătate de electorat, dacă nu mai mult, și acum o să pierdă minimum uniuniștii care i-au votat acum pe PD. Domn Pascaru, niciun partid nu poate forma guvernul de sine stătător. Este clar. Are nevoie de un alt cineva, un alt partener. Cum vedeți dumneavoastră soluționarea problemei? Sau intrăm în criză politică, încercăm să identificăm mai multe candidaturi pentru prim-ministru, președintele țării poate să nu susțină anumite candidaturi, dizolvăm parlamentul, ajungem în anticipate, credeți că există premise pentru reale? Eu cred pentru țară, pentru popor, pentru cetățenii noștri ar fi foarte bine ca politicul să împașe. Adică să definieze care sunt la care să rămâie opoziție, pentru că opoziția în parlament tot este un lucru. Opoziția întotdeauna verifică tot ce face guvernarea, critică, scoate la evidență. Da, asta e într-o democrație normală, asta e așa. Mai departe, ar fi bine ca să înțeleagă și să meargă înspre guvernarea țării și mai ales când lume sunt diferite situații, mai ales modele, că cele mai dușmănoase partii dintre ele sau lideri politici, dar s-au așezat la atunci când este interesul național, nu când este interes personal sau oligarhice, s-a așezat la masa de tratative și au început să discute ce este bine pentru țară. Pentru că în situația Republicii Moldova noi vedem că politicul a făcut cu mult mai rău decât a făcut bine. De exemplu, să nu fost guvernată țara toți anii ăștia din 2009, eu cred că era mai bine decât cât a putut să facă rău acest politic. Din păcate, că noi vedem sutele de școli închise, mii de locuri de lucru lăsate și oamenii plecă după hotare. Trebuie să înțeleagă acești politicieni, trebuie să ducă tratative și să găsească anume niște hotărâri. Trebuie să fie o ecuație corectă de guvernare. Înțelegeți, domnul Pascaru, totul contează scurt, 30 secunde foarte scurt.
la o eventuală, la baza unei negocieri a unei alianțe de guvernare, trebuie să stea niște principii foarte clare. Dacă ele se respectă, da, atunci alianța poate să fie de succes pentru ambele părți. Da, foarte grea situație. Că în anul acesta nu a fost foarte grea situație. Eu cred că câteodată poporul poate să ierte niște situații de astea de împăcare temporală, da? Dar să hotărască niște întrebări mai strategice pe mulți ani înainte. Ar fi bine să înțeleagă și vom vedea. Cu toate că această politică este lupta pentru putere. Și aici la noi în Moldova sunt partide care ele poate nu sunt atâtea, cum este Partidul Democrat, poate nu atâtea mandate au, dar de putere sunt foarte puternice și financiar și ca influență. Ar fi bine să vedem acest joc care s-a întâmplat. Dar ar fi bine ca ei tot să înțeleagă și să facă viața cetățenilor mai bună. N-ar fi rău să fie bine, da? Da. Eu vă mulțumesc, domnilor, pentru prezența în studio și pentru punctul de vedere pe care l-ați exprimat. Vă aștept și cu alte ocazii. Estimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună!